Dacă vă interesați măcar puțin de lumea sălbatică, atunci ați auzit că unele animale pot să-și abandoneze copiii în caz de pericol. Dar ce veți spune de asta? Să scapi de urmași când aceștia încă nici n-au apărut pe lume. Pisica de mare, adică femela, face anume asta. Dacă de ea se apropie un rechin sau o altă sursă de stres, avortul se întâmplă nu pentru ca femela să se salveze, cât de straniu n-ar suna, dar e mai mult o șansă pentru pui. Da, cel mai probabil că vor fi foarte slabi și mici, dar totuși prădătorul va prefera să mănânce adultul decât să prindă chestiile mici care înnoată prin apă. Reiese că mama jertfește cu sine însăși pentru pui. Rechinii fac exact la fel. Nașterile provocate de pescuit au fost înregistrate la mai mult de 88 de specii de rechini și pisici de mare, inclusiv și la speciile pe cale de dispariție. Așadar, femelele fiind scoase din apă se grăbesc să le dea viață puiilor săi. În mediu, una dintre 4 femele fac asta, dar la unele specii în toate 85% dintre cazuri. Asta se mai întâmplă atunci când mama accidental nimerește la mal. Poate că ea nu va reuși să ajungă la apă, dar puii, în schimb, pot avea o șansă. Nu înțeleg cum puii pot să facă asta, dar poate de acolo deja e problema lor. Din altă parte, părea că această strategie e absolut nebună. Dar gândiți-vă la asta, pisicile de mare și rechinii au apărut pe planeta noastră cu foarte mult timp în urmă. Strămoșii lor înotau în oceanele globale cu 200 de milioane de ani în urmă. Și așa cum aceștia nu au dispărut, înseamnă că acest plan chiar funcționează. De fapt, animalele scapă de urmași în timpul sarcinii mult mai des decât ne-am fi imaginat. Și fiecare caz este justificat din punct de vedere al evoluției. Să luăm măcar efectul Bruce. În anul 1959, femeia de știință Hilda Margaret Bruce a observat că femeia șoarece gravidă întrerupe sarcina dacă intră în contact cu masculi necunoscuți. Fix asta fac și alte tipuri de rozătoare de laborator, cai. Apoi s-a dovedit că acest efect, adică efectul Bruce, se întâlnește și în sălbăticie, la gelade. Acestea sunt niște primate cam înfiorătoare. Nu, serios, doar uitați-vă la ele. Dar de ce să scapi de un pui nenăscut? Păi, ca să economisești resurse. Dacă liderul grupului se va schimba sau dacă pe alături va apărea un mascul mai puternic, el pur și simplu va ucide puiul de la alt mascul. Din punct de vedere natural, asta e o mulțime de timp și puteri pierdute degeaba. Femelele fac totul singure, scapă de pui, apoi rămân însărcinate de la masculii noi, căci aceștia sigur vor supraviețui. Ați văzut cel mai fericit animal din lume? Coca, absolut adorabil, de parcă mereu are o dispoziție bună. Aceștia zâmbesc chiar și în momentul în care își lasă copilul prădătorului. Ce? Nu vă mai par atât de drăguți, nu? Coca jertfesc copiii săi pentru a scăpa de prădător. Le e mai ușor să facă asta decât rechinilor. La urma urmei merge vorba despre un marsupial și să dai jos puiul dintr-o geantă e o chestie de câteva secunde. Doar că adevărul este că micile coca nu au nicio șansă de salvare. Cam ne-am focusat prea mult pe mamele rele. Haideți să ne întoarcem la cele care sunt gata pentru multe de dragul puiilor săi. De exemplu, aligatorii. Ați știut că femelele literalmente jertfesc cu propria piele pentru a depune ouăle? Și asta nu e o excepție, se întâmplă permanent. În fiecare sezon, o femelă poate depune până la 40 de ouă, ceea ce în sumă dă de la 90 la 200 de grame de calciu, iar acest calciu trebuie să fie luat de undeva și astfel femelele folosesc stratul subcutanat, scutul lor încorporat sub piele. Oamenii de știință au făcut niște radiografii și alte teste. Astfel au aflat că osteoderma femelelor care depun ouă este mai ușoară și nu atât de densă ca la restul. Mai mult de 10% sunt folosite pentru formarea ouălor. Cum? În asta oamenii de știință încă nu s-au lămurit. Dar au aflat că genul micilor aligatori e influențat de temperatura în care se aflau ouăle. Ca să iasă o femeie e nevoie de 30 de grade Celsius, iar pentru mascule e nevoie de 33. Doar că noi n-am găsit informații despre faptul că femeile special încercau să-și încălzească ouăle pentru a face băieței. În schimb, am găsit niște informații neașteptate despre urși. În general, aceste animale încearcă să se țină cât mai departe de oameni. E mai puțin probabil să fie uciși astfel. Deși uneori femelele cu pui, din contra, încearcă să se apropie mai tare de oameni și de locuințele lor. Nu e vorba de căutarea mâncării. Femelele au nevoie de noi pentru a ne transforma într-un scut viu. Uitați-vă aici, totul e simplu. Dacă femeia se va întâlni cu un mascul în timpul sezonului de împerechere, puii vor muri, fără șanse. O treime din puii urșilor bruni mor în timpul sezonului de împerechere și 90% dintre decese sunt cauzate anume de masculi. Multe femele știu asta, dar ele mai știu și faptul că chiar și cel mai singuratic și agresiv mascul nu va dori să se apropie de oameni, doar gândiți-vă! Oamenii protejează urșii de alți urși și asta chiar funcționează. În general, urșii sunt niște animale destul de deștepte. Inteligența lor e suficientă pentru a gândi câțiva pași înainte. Uneori sunt chiar prea deștepți, atât de deștepți că ar putea să ducă de nas un om. Deși, uitându-te la urșii panda, nu prea îți vine să crezi că au o inteligență prea ridicată. Sunt niște pufoșenii haioase, neîndemânatice și grăsuțe. Aceștia au observat că oamenii vor ca ei să se împerecheze. Personalul Centrului de Creștere a Urșilor Panda reacționează imediat dacă animalul începe să prezinte semne de sarcină. Femelele sunt mutate în altă încăpere cu aer condiționat, primesc cea mai bună mâncare, inclusiv fructe de bambus și chiar chifle. Pe scurt, sunt cele mai tari condiții cu grijă constantă. Fix așa aveau grijă de panda pe nume Aihin. Și doar după 2 luni au descoperit că simula sarcina, da, pentru a primi acces la mâncarea delicioasă și la toate alte chestii faine. Treaba e că sarcina femelelor panda este studiată puțin și să afli că anume acest urs panda pur și simplu vrea mai multe chifle e dificil. În cele din urmă, ea a fost nevoită să se întoarcă la viața normală. Probabil că asta a fost foarte dezamăgitor, dar nu vă faceți griji, peste 2 ani Aihin chiar a rămas însărcinată, a născut un mascul și în sfârșit a mâncat atâtea chifle câte a vrut. Simțiți asta? De parcă s-a făcut un pic mai răcoare. Nu s-a schimbat nimic? Totul e din cauza că nu sunteți pui de cinteza australiană. Sună ca ceva fantastic, dar aceste păsări chiar le cântă puilor din ouă, ca să-i răcorească. Haideți să le luăm pe rând. Când temperatura se ridică mai mult de 26 de grade Celsius, cinteza australiană începe să scoată niște sunete specifice, în direcția urmașilor săi. Și acest lucru încetinește creșterea puilor din ouă. De ce? Pentru că atunci când locuiești în Australia și în jur e destul de cald, corpul mic te ajută să faci față căldurii, pierzând căldură. Fizică simplă. Apoi totul e încă și mai simplu. Dacă suferi de căldură, e greu să găsești o pereche și să lași urmași. Nu suferi de căldură? Bravo, evoluția e de partea ta! Dar cintezele australiene nu sunt unicile creaturi de pe pământ care le cântă puilor săi, care încă de fapt n-au apărut pe lume. Femelele de delfini fac același lucru. Fiecare viitoare mamă emite sunete caracteristice anume ei, posibil pentru ca puiul să se obișnuiască cu vocea ei și să o poată recunoaște. Chiar și după naștere, mama le cântă puiilor săi. Restul delfinilor încearcă să fie mai tăcuți în acest timp, ca să nu îi încurce. Stați un pic, am fost distrasă de delfini și am uitat să vă mai spun ceva despre ouăle păsărilor și grija părinților. Ouăle acestora pot fi de diferite culori. Cercetările arată că logica culorii acestora este foarte simplă. Cu cât mai rece e clima, cu atât mai întunecate sunt ouăle. Înțelegeți, da? Cele întunecate absorb mai multă lumină decât cele deschise la culoare. Asta poate să-i ajute pe pui să se încălzească în timp ce părinții lor fac rost de mâncare. Oamenii de știință au făcut și o hartă a lumii cu culoarea ouălor. Și arată totul destul de logic, dar pentru orice eventualitate au fost efectuate studii pe ouăle de găină. Așadar, ouăle mai maros se încălzesc mai repede și se răcesc mai încet decât cele mai deschise la culoare. Hai, gata, ajunge despre păsări și ouă. Uitați-vă la manguste. Ele au dezvoltat un sistem special de îngrijire a urmașilor. Majoritatea mamelor din același grup nasc în aceeași noapte, bine, poate cu mici diferențe, dar așa ca la sfârșit nimeni să nu înțeleagă care e puiul ei. Sună foarte straniu, dar în realitate este foarte bine. Fiecare pui primește grijă, mâncare și învăța diferite chestii utile în aceeași cantitate ca alții. Toate mangustele mici sunt egale între ele, așadar având aceleași șanse să devină adulți. Ceea ce înseamnă că tot grupul va fi prosper, iar pentru manguste prosperitatea grupului este foarte importantă, căci ele organizează lupte zid la perete cu alte grupuri. Așa încăierări duc în mod regulat la leziuni grave, decese și reproducere. Serios, unii masculi și femele chiar în timpul acestor încăierări reușesc să se ocupe cu procrearea. De ce să piardă timpul prețios? Chiar și necătând la aceste lupte, mangustele sunt niște părinți foarte buni. Dar iată, acest pește? Probabil că se străduiește din răsputeri. Acest somn depune icrele sale în gura ciclidelor, care își cresc urmașii astfel. Somnii se maturizează mai repede și în momentul în care în gură apar micile ciclide, vecinilor devin foarte flămânzi. Și e clar cu ce se termină asta. Uneori, ciclida matură înțelege că în gura ei cineva încearcă să-i bage altceva. În așa caz, somnii mici se dezvoltă undeva în exterior, dar când mama ciclidă își eliberează puii în timp ce trebuie să-i hrănească, somnii oricum pot să se bage în gura ei înapoi. Dacă peștii ar ști toată schema asta de la început, s-ar pregăti cumva să-și protejeze urmașii, dar puțin probabil că ar inventa ceva la fel de ingenios ca acest șarpe. Când femeia acestei specii rămâne însărcinată, ea pleacă în pădure, pentru a mânca atâtea broaște răioase otrăvitoare câte va putea găsi. Și veți întreba, de ce? Logica e simplă, specia acestui șarpe nu are propriul venin. Deci, pentru protecție folosește veninul străin. Urmașii care vor apărea pe lume nu vor putea să mănânce o broască răioasă otrăvitoare atât de rapid. Ea pur și simplu nu le va încăpea în gură, așa că mama șarpe se aprovizionează cu toxine. Copiii ei sunt datori să se nască cu venin. Și eu care credeam că cumpărarea căruciorului, pătuțului și toate cursurile intensive sunt partea unei pregătiri grele pentru a deveni părinte. Prieteni, iată, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!